Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, discutăm despre sectorul zootehnic, vorbim despre sectorul bovin. Le promiteam celor de acasă că după pauza comercială o să facem așa o comparație între crescătorii de vaci de lapte și cei de carne. Poate că vaca de carne va fi viitorul, sau de ce nu, rasă mixtă, cum sunt cei de la Bălțată Românească, și lapte și carne. Dacă prețul laptelui în momentul ăsta e atât de scăzut, bine, nu pentru toată lumea, că nu generalizăm aici, sunt și oameni care știu să aducă acea plus valoare despre care tot vorbim și discutăm, da? Sunt cazuri și situații în care poate se pretează pentru o anumită zonă, pentru că trebuie să mai ținem cont și de zonă, nu? Că nu toată lumea trebuie să meargă pe vaca de lapte acolo unde nu funcționează, sau să meargă pe vaca de carne într-o zonă care nu e pretabilă pentru așa ceva. Am văzut în ultima vreme că au apărut foarte multe ferme destinate vacilor de carne, am văzut că au luat amploare, sunt și asociațiile astea care își fac bine treaba și oamenii se îndreaptă către direcția asta, mai ales că și forța de muncă lipsește. Chiar dumneavoastră ați sesizat faptul că muncitorii nu mai vin în zona asta, în zootehnie. E o muncă grea, e o muncă care până la urmă nu știu câte satisfacții îți aduce ție ca simplu muncitor în domeniul ăsta, poate să fii foarte atașat de animale și atunci, da, lucrurile stau altfel din toate punctele de vedere, dar având posibilitatea să alegi, puțin se îndreaptă în direcția asta, în zona asta. Eu n-aș vrea să plecăm de la premisa că vaca de carne este o alternativă la vaca de lapte. Fiecare produs în parte, laptele și carnea, își au rolul lor în societate. Nu excludem lucrul ăsta, nu excludem, dar vorbim despre ferme sau despre fermier. Din punct de vedere, da, al ușurinței muncii, cu siguranță la vaca de carne munca este mult mai redusă, productivitatea muncii este mai mare, nu ai nevoie de îngrijitori care să stea de dimineață de la ora 5 până la 7 seara să se ocupe de animal. Vaca de carne nu se mulge, ceea ce înseamnă foarte mult în economia unei ferme, având în vedere că mulsul este o muncă foarte grea și trebuie făcută la timp și cum trebuie. Însă, pentru anumite efective de animale, acolo unde animalele sunt slab productive, acolo unde animalele sunt îmbătrânite, cu anumite performanțe slabe, se recomandă să se facă însămânțare cu vacă de carne. Și este în ajutorul fermierului să aibă o altă sursă de venit, pe lângă producția de lapte, să aibă și producție de carne, respectiv să aibă un venit din producția de carne. Referitor la zonare, se știe că în România de 50 de ani s-a făcut o zonare a raselor. Astăzi nu se mai ține seama de această zonare a raselor și găsim Holstein în vârful muntelui sau găsim Bălțata Românească în zona de câmpie, unde temperaturile sunt foarte ridicate și se adaptează foarte greu. Prin urmare, trebuie să se țină seama și de asta și vaca de carne sigur că se pretează foarte bine în zona de pășune, la creștere extensivă. Rasele mixte de care spuneați de asemenea se pretează foarte bine în zonele de deal și în zonele de munte. Iar pentru vaca de lapte trebuie să lăsăm zona de câmpie așa cum a fost ea gândită, pentru că are nevoie de cantitate mare de concentrate, are nevoie de cantitate mare de furaje suculente care se produc în zona de câmpie. Bun, haideți că l-avem la telefon pe domnul Zoltan Haller, reprezentantul celor de la Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Simmental. Bună seara! Bună seara! Domnul Haller, mai devreme invitații mei dăteau drept exemplu activitatea pe care o aveți acolo la ACVBR SIM. Este o asociație care a reușit să performeze, care a reușit să facă multe lucruri importante pentru
fermierii care fac parte din această asociație și totodată le aduceam la cunoștință oaspeților mei, dar și telespectatorilor Agro TV, faptul că dumneavoastră asociația ați scos anuarul 2018, da? Care a adunat datele organizației, date care cuprind informații complete despre performanța fiecarei vaci de lapte aflate în COP la Bălțată Românească, dar și multe alte rapoarte privind activitatea societății. Ați pornit în 2015 cu un volum și iată că în 2019 ați ajuns la astfel de volume. Vreau să ne dați mai multe date despre anuarul acesta. Da, sigur, deja suntem la a patra ediție. Ușor devine o tradiție de a scoate câte un anuar după fiecare an încheiat, an de control. Este rezultatul muncii a 35 de organizații de control de COP la nivel de țară, care controlează împreună cu ACVBR un efectiv de 180.000 de capete de vaci de lapte din rasa Bălțată Românească și Montbeliar. Informațiile culese de către colegii noștri în urma acestor controle oficiale sunt reunite în prima etapă în programul pe care îl administrăm noi și, sigur, după aceea se regăsesc și în format scris într-un anuar pe care îl edităm în fiecare an. Vrem, prin treaba asta, să arătăm importanța la ceea ce înseamnă ameliorare. Vrem să se știe că e bine să se crească animale și vaci atât pe linia de exploatare lapte cât și carne. E bine să se păstreze însămânțarea vacilor cu aceeași rasă, deci cu taurii din aceeași rasă, să nu se facă metisări. Recomandăm ca acele animale care nu mai sunt performante sau sunt îmbătrânite să fie înlocuite cu animale tinere cu o genetică ridicată care să aducă plus valoare fermierilor. Și sigur, noi ca și organizație în ultimii ani ne-am concentrat ca să punem la dispoziția fermierilor material seminal din tauri de Bălțată Românească născut, crescut în România, care să aducă plus valoare fermierilor. Știu că aveți o colaborare cu cei de la Semtest Craiova. Da, este partenerul asociației, unde la acest moment avem un număr de 7 tauri în diferite etape de testare. Avem deja material seminal care l-am dat cu titlu gratuit către fermieri în scopul de a testa. Avem peste 1000 de produși născuți din acești tauri. Am demarat o acțiune de testare genomică a performanțelor acestor produși, ca să știm cât de performant sunt și sigur că în perioada următoare o să avem și un raport în acest sens. Practic vom putea spune că rezultatul muncii organizațiilor împreună cu fermierii, dar munca asta este pentru fermieri, a început să dea roade și are sens ca să se continue această activitate la modul cel mai serios și în anii următori. Uitați, am aici alături de mine pe doamna Livia Vidu, profesor universitar la USMV București, pe domnul doctor Mihai Petcu și pe domnul Cristian Lungu. Dumnealor sunt crescători de vaci și tocmai remarcau despre activitatea pe care o desfășurați acolo în cadrul asociației dumneavoastră ca și asociație și iată că avem astfel de exemple care fac munca asta de la A la Z, adică nu ratează nicio etapă, nicio verigă din întreg. Eu vreau să spun că îl felicit și am fost fascinat cum un om de afaceri a prezentat, din punct de vedere tehnic, o afacere pe care
a dezvoltat-o și o conduce impecabil. Din păcate, s-ar putea să fie singurul, s-ar putea să n-am eu cunoștințe, dacă mai sunt și alții, dar din păcate s-ar putea să fie singurul care să aibă acest nivel de prezentare și ca consistență materială și tehnică. Vă felicit cu tot sufletul. Mulțumesc, domnul Dr. Petcu. Trebuie să știți că meritul este a unei echipe, pentru că sunt pionii care sunt trimiși la înaintare, să spun așa, în ferme, care culeg datele la 5 dimineața, la 6 dimineața sau după masă, depinde de ora de mulți, după care organizațiile de control introduc aceste date unde lucrează peste 1000 de oameni și sigur că partea de centralizare, de analiză, de rapoarte și de a da direcția mai departe pe în ce direcție mergem, asta aparține societății de ameliorare, dar luând în considerare voința fermierilor prin vocea organizațiilor de control. Domnul Haller, uitați, doamna profesor Vidu are pentru dumneavoastră o întrebare. Bună seara, domnule Haller. Vă felicit pentru rezultatele pe care le aveți. Cunosc foarte bine activitatea dumneavoastră și am colaborat de foarte multe ori. Înainte de a intra dumneavoastră în direct, am discutat așa câte ceva despre prețul laptelui. Care este opinia dumneavoastră și cum sprijiniți fermierii din asociația dumneavoastră pentru a obține un preț mai mare la lapte? Să rămână, doamnă, în primul rând. Sigur că ceea ce putem să facem este să prezentăm soluții. Noi, ca și organizație, nu avem dreptul să ne băgăm în administrarea nici unei ferme și nici nu ne dorim acest lucru. Putem să venim către ei cu niște idei, cu niște soluții pe care să le prezentăm, pe care fermierii, după o analiză în cunoștință de cauză, să poată să ia o decizie dacă este bună acea soluție pentru ei sau nu. Concret, în privința obținerii unui profit cât mai mare pentru litrul de lapte, am venit cu o soluție care înseamnă unitate de procesare lapte containerizată, o producție, o cantitate de 1500-2000 de litri pe zi. Este un proiect inovativ, un proiect care permite ca să aibă un câștig fermierul undeva la 4 lei litru de lapte, dacă este să îl transforme în produse lactate, iar cu 4 lei litru de lapte este un preț care permite dezvoltarea fermei, nu numai menținerea lui pe piață, ci dezvoltare. La fel, pentru colegii care doresc să sacrifice animale, există acea unitate inovativă de sacrificare în container, de sacrificare de bovine, ovine sau suine în abator containerizat, la care venim cu tot felul de îmbunătățiri, astfel încât atât fermierii, cât și consumatorii, împreună cu medicii veterinari, să fie mai mult decât mulțumit și plus valoarea să rămână în fermele lor și în comunitățile de unde aparțin acești fermieri. Uitați, da. Domnul Petcu mai vrea să adauge ceva. Poate ați auzit că în Moldova domnul Popa Tuchiluș și alți colegi de-ai dumnealor și-au făcut o fabrică de lapte care i-a dat drumul foarte repede. V-ați gândit pentru asociația dumneavoastră să faceți ca tot profitul să se întoarcă în fermele dumneavoastră? Gândim proiecte care să vină în avantajul fermierilor. Sigur că dacă e să gândim pe partea de colectare, lapte înseamnă costuri destul de mari. De aceea preferăm ca să se meargă pe niște dezvoltări punctuale care să acopere o anumită zonă pe o rază de, să zicem, 10-15 km să se colecteze laptele și, sigur, în aceeași zonă să se facă despacerea produselor lactate către pensiuni, către restaurante, către consumatorul final,
dar acel produs să fie garantat 100% din materie primă, lapte crud, și nu dintr-un lichid alb care are denumire de lapte. Am înțeles. Bun. Mulțumim frumos pentru... Aș mai dori să mai completez o singură problemă. Trebuie să se pună accent de acum înainte pe tot ce înseamnă tehnologizarea fermelor, robotizarea fermelor. Pentru că la modul în care se dezvoltă acest sector de creștere animalelor, nu vom putea ține pasul cu fermierii din alte țări dacă nu se va investi în ferme pe partea de roboți, atât de alăptat sau de mult sau de curățenie, pentru că acești roboți până la urmă o să preia activitatea în ferme și sigur cei tineri vor fi mult mai motivați să lucreze cu niște roboți pe care să-i urmărească decât să stea și să mulgă la bidon sau să mulgă la mână 20, 50, 100 de vaci. Practic, ăsta este trendul de a investi în ferme. Asta trebuie predat atât în școli cât și în facultăți, să învețe lumea că fără genetică și fără tehnologie nu au sort de izbândă. Da, cu atât mai mult cu cât forța de muncă e din ce în ce mai greu de găsit în ziua de azi. Forța de muncă este îmbătrânită și sigur în mare parte lipsește. Este o forță de muncă, majoritatea este necalificată, iar proprietarii de ferme, care poate nu sunt în domeniu, dar sunt proprietari de ferme, își riscă tot banii pe mâna unor nepricepuți pe care îi pun să mulgă și cine știe și lucrează cu animale, cu vaci de lapte, este conștient că peste noapte toată ciriada poate să fie îmbolnăvită de către un mulgător nepriceput sau răuvoitor, cred chiar. Bun. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Vă doresc seară bună, numai bine. O seară plăcută, toate bune. Mulțumim. Mulțumim la fel. Ați văzut cum vede domnul Haller viitorul sectorului? Ăsta există. Eu am văzut de acum 10 ani în Olanda și o instalații ultramoderne și există și în România. Am înțeles că există, au început. Da. Am înțeles că la Oltenița, domnul Dumeș. Da, țara nu poate sta fără lapte. Vă rog, doamna. Da, referitor la ce spunea domnul Haller la robotizare și folosirea tehnologiilor în alte fermele de vaci de lapte. Eu am desfășurat la facultate un proiect referitor la zootehnia de precizie și am constatat că România se poate mândri în momentul de față în fermele mari cu astfel de investiții. Roboți de mulți, avem în țară ferme cu roboți de mulți, avem în țară ferme care își monitorizează activitatea de reproducție, calitatea laptelui pe baza tehnologiilor bazate pe senzori. Aceasta reprezintă alternativa viitorului la lipsa forței de muncă cu care ne confruntăm în prezent. Și probabil că în viitor nu vor mai alerga proprietarii de ferme atât de mult după forță de muncă, având o fermă tehnologizată și urmărită cu ajutorul unor astfel de tehnologii. Sunt scumpe tehnologiile astea? Sunt scumpe, nu sunt ieftine, însă se amortizează în timp, adică își justifică banii. Vă rog. La un moment dat, un robot era de 100.000 de euro. Deci, da, poți mulge, vacile sunt programate în funcție de producție, primesc hrana corespunzătoare, au acces la concentrate de atâtea ori încât să-și consume rația stabilită proporțional cu producția de lapte. Și sunt așa de bine puse la punct că dacă un animal are un mamelon neproductiv, nu îi se atașează paharul de mus.
Deci știința este departe și viitorul ăsta probabil, dar va mai fi problema cu poluarea vacilor, în rest și cu gunoiul. Bine, acum știți cum e, răuvoitori nu vor să înceteze răuvoitorii. Dar alte educații occidentalii au altă reacție față de gunoiul de graj și de fermele de vaci sau fermele de porci față de ce avem noi. Gândiți-vă dumneavoastră că exceptând oile care s-au dezvoltat ca efective de la Revoluție, restul efectivelor toate au scăzut drastic. Acum se va distruge și porcul. Păi deja am înțeles că ca și efectiv undeva la 30% a rămas. Între dorința... Oricum n-aveam prea mult unde. Eram la 40%, 45%, nu? Cam așa, pe aici așa, erau da, și acum... Așa spun oamenii din sector, că eu la 30%. Eu nu o să pot înțelege că mass media a plâns câteva zile că a fost împușcat un ursuleț, care nu-i vinovat nici el pentru că s-au tăiat habitatul lui. A doua zi au mâncat două vaci și un taur urși, au zgâriat un turist american la Poiană, încă doi copii și nimeni n-a mai comentat nimic. Dacă putem să sfidăm, revin cu ideea mea, apă, aer și mâncare, nu ne sfidați pe cei sau nu-i sfidați pe cei care se ocupă de domeniile astea, că fără asta nu există nimic pe pământ. Și păcat că n-am mai văzut niciun fel. Sunt monștri sacri în agricultura asta, sunt personalități care produc așa, la nivel mondial. E muscă la Arad, care face niște lucruri formidabile, formidabile. L-ați văzut pe domnul Albu la Vișoara. Sunt mulți, nu-i știu eu. L-ați văzut pe vreunul prezentat la vreo emisiune de televiziune? La Agro TV au fost la Agro TV e altceva. Altceva. La televiziunile generaliste vă referiți? Televiziunile generalistice, care au un program foarte mare și așa mai departe. Deci toți mănâncă și toți fidează. La televiziunile respective, da. Probabil că cei de acolo prezintă că acest lapte e cancerigen. Da. Domnul Petcu, ar trebui totuși să vorbiți mult mai clar, pentru că se înțelege complet altceva. Adică? Când a spus dumneavoastră muscă la Arad. Arad, clar, și domnul muscă. Pentru că expresia românească musca la Arad, să nu se înțeleagă altceva. No, domnul muscă de la Arad. Nu, dar eu am avut grijă. Nu, dar altcineva ne aude, poate ne spune. Aș vrea să spun și eu ceva vis-a-vis de roboți. Roboții, într-adevăr, sunt foarte scumpi, comparativ cu selele de mulți. Dar poate că șochez aici. Amortizarea e mult mai rapidă la roboți decât la selele de mulți. Pentru că dimensionarea unui robot face pe anumită efectiv, ca și sala de mulți, de altfel. Dar trebuie să ținem cont de faptul că se elimină salariile de la mulgători, toate consumabilele sunt reduse, mult mai reduse și față de sala de mulți. Spațiu se reduce. Spațiu, sigur, e un avantaj pentru treaba asta. Și dacă ținem cont de faptul că avem un management complet și controlul asupra tuturor animalelor, este de departe viitor. Eu știu că dumneavoastră erați fascinat de acești roboți. Și sunt în continuare roboți. Și sunt pe drumul cel bun. Pe drumul cel bun să-i achiziționați, nu? Da, dar e vorba de finanțare. Și finanțarea mea a luat altă direcție deocamdată. Am investit în combine, în tractoare, în altceva. Am dus către 2021 pentru că bani nu există. Dacă e o altă discuție, dacă vreți investiții sau lucruri cu banca. E o emisiune foarte interesantă, dacă vreți. Fermierul în relația cu banca. E foarte important. După câteva minute de publicitate, o să-mi spuneți ce relație aveți cu băncile și cât de tare vă ajută în munca pe care o desfășurați. Pauză și revenim.